Startul imunizării din etapa a doua s-a dat conform programului pe 15 ianuarie. Cel care a spart gheața astăzi a fost președintele României, Klaus Iohannis. Șeful statului s-a vaccinat la Spitalul Militar. Acesta a declarat că vaccinul este sigur și eficient, recomandând tuturor imunizarea. Bună ziua! Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă, nu doare și vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate! În Gorj sunt organizate 5 centre de vaccinare pentru cea de-a doua etapă. Prefectul de Gorj, Cosmin Pistol, a declarat că în perioada 15-19 ianuarie se vor vaccina cei aflați în centrele de asistență socială și centrele rezidențiale. Acolo se vor imuniza un număr de 432 de persoane. De luni vor fi operaționalizate cele 5 centre de vaccinare din Bâlteni, Motru, Târgu Cărbunești și Târgu Jiu. Prefectul spune că totul este pus la punct pentru începerea fără probleme a etapei secunde. Centrele dispun de o zonă de triaj, una de așteptare, una de vaccinare și ultima, cea post-vaccinare. Inclusiv ordinea imunizării din această etapă va fi prioritizată. Cosmin Pistol a declarat că întâi vor fi vaccinați cei aflați în grupa de risc, iar mai apoi lucrătorii din domeniile cheie. Printre aceștia se regăsesc cei din apărare, administrație, alimentație ori producție. În prima fază vor avea prioritate persoanele cu vârsta peste 65 de ani și persoanele care suferă de boli cronice, urmând după aceea să fie vaccinate acei lucrători din zonele și din zonele esențiale. Și angajații prefecturii se vor vaccina. Doar 32 de salariați din cei 68 și-au exprimat dorința de a se imuniza, printre care și reprezentantul guvernului în teritoriu. Cetățenii care vor să se vaccineze se pot înscrie individual pe platforma specială pusă la dispoziție de executiv, pot apela la numărul unic național 021-414-4425 ori pot fi înscriși prin direcțiile de asistență socială. În cazul bolnavilor cronici, este recomandat ca programarea să fie făcută de medicul de familie. Programarea poate fi făcută și de angajator pentru salariații din domeniile prevăzute. S-a estimat un număr de 30.000 de doze necesare pentru această etapă în județul Gorj. Într-o zi pot fi imunizați aproximativ 60 de oameni în fiecare centru din cele 5 care vor fi funcționale începând de luni.